Bună, sunt Pavel. Fie că ai abonament sau cartelă, dacă ai activat pachetul de internet pe mobil Vodafone, îți va fi simplu să te conectezi la net folosind smartphone-ul tău Vodafone. Să începem cu configurarea telefonului. Deblochează telefonul. Selectează meniu, apoi setări și mai multe. Apasă rețele mobile și selectează nume puncte de acces. Asigură-te că profilul Vodafone Live este bifat, apoi accesează-l ca să verifici setările de pe telefonul tău. Ele trebuie să fie identice cu cele din căsuța care a apărut pe ecran. Dacă te-ai asigurat că setările sunt corecte, telefonul tău e gata să se conecteze la internet. Apasă tasta acasă pentru a încheia și reveni la meniul principal. Odată ce ți-ai configurat telefonul, te vei putea conecta la internet prin intermediul datelor celulare. Ca să te conectezi la net prin intermediul datelor celulare, deblochează telefonul, selectează meniu, apoi setări, mai multe și rețele mobile. Activează datele celulare bifând căsuța date activate. Când vei vrea să le dezactivezi, debifează aceeași căsuță. Acum însă vom lăsa datele celulare pornite. Ca să intri pe net, apasă tasta acasă, apoi din meniul principal, bara de jos, selectează internet. Telefonul tău se va conecta la internet. Nu uita că de fiecare dată când te conectezi la internet prin pachetul de internet pe mobil Vodafone, vei consuma trafic de date. Depășirea traficului din abonament sau cartelă va fi taxată conform planului tău tarifar. Dezactivând datele celulare atunci când nu mai ai nevoie de net, poți controla mai ușor traficul consumat.